Le vedeți, bineînțeles, la lucru și pe cele două fete pe care le-am luat astăzi cu mine. Cine știe, în curând poate încep să scoată și bani din activități de la birou. Și se referă la faptul că noi, ca și oameni, suntem limita afacerii noastre. Da? Nu știu, deschizi o ciorma bănea asta. Bine ați venit la biroul nostru din Brașov, mai exact la unul dintre birourile pe care le avem în Brașov. Să închidem și ușa, pentru că vine mătușa, așa îmi zicea mama când era mic, dar până la n-a mai venit, Dumnezeu să ierte. Așadar, suntem aici în Brașov, într-unul din birourile noastre și vreau să facem un vlog astăzi despre pregătiri, mai ales pentru că e prima dată când fac un vlog chiar aici la noi și este o locație în care ne vedem cu investitorii, cu cei care sunt interesați pentru a investi într-unul din parcurile noastre. Să știți că nu consider neapărat ca să ne vedem cu oameni, dar aici dacă tot trebuie să ne vedem undeva, hai să fie într-o locație mai centrală. Și e adevărat că nu sunt foarte multe obiecte de mobilier în birou, mai ales pentru că eu prefer birourile cât mai goale, deoarece cu cât mai multe lucruri ai într-un birou sau la locul în care tu lucrezi, cu atât o să fii distras de anumite lucruri, de aceea cât se poate de mare spațiu gol posibil, cu atât mai bine pentru mine. Le vedeți, bineînțeles, la lucru și pe cele două fete pe care le-am luat astăzi cu mine, domnișoara Arisha și domnișoara Ariadna. Amândouă sunt cu treabă, văd că au început să și calculeze. Cine știe, în curând poate încep să scoată și bani din activități de la birou. Iar acesta este un subiect pe care putem să-l discutăm într-unul din vlogurile noastre viitoare. Dar dacă vreți să discutăm, trebuie să-mi scrieți, să-mi spuneți că vreau vlog despre educație copii în business, deoarece noi deja am început să facem acest aspect. Și cu toate că i-am retras din sistemul de învățământ normal, practic ei nici măcar o dată nu au fost, au fost la o școală privată, după aia la altă școală privată, după aia la altă școală privată și la un moment dat am zis gata cu școlile private, facem homeschooling acasă, respectăm și noi anumite targeturi pentru învățătura lor, mai exact avem o programă pe care o respectăm, dar modul în care îi instruim este diferit. Și deja am început pe partea de business, pentru că ei trebuie să facă bani, iar cu banii să-și cumpere ce vor ei, altfel vor crede că lucrurile vin și vin doar natural, nici de cum nu vin după o muncă. Așadar, avem aici pe birou unul din lucrurile cu care mă voi însoți în plecarea în Nepal, tocmai ce a venit. Nu este cort, pentru că pare că ar fi un cort, ci este un shuffle bag și cu acest shuffle bag, de fapt, nu o să-l car eu, ci o să-l care o persoană de acolo, din zonă, cărăuș sau porter, cum îi spun ei. Și aici o să avem undeva la 10 kg, diverse echipamente pe care le folosim doar la cazare, iar mai departe chiar o să putem pune pentru două persoane într-o geantă, dar nu cred că în geanta aceasta sunt genți mai mari în care punem. Ideea este că acest shuffle bag o să intre într-un alt shuffle bag mai mare decât acesta, iar aici vom avea lucrurile necesare pentru călătoria noastră. Iar bineînțeles că este unul dintre lucrurile pe care le voi folosi, este doar una din necesitățile pe care le avem acolo pe munte, dar e vorba de pregătire și pregătirea este foarte importantă pentru că acolo unde mergem, dacă nu suntem pregătiți și ne trezim că avem nevoie de cine știe ce, atunci avem o mare, mare provocare. Așadar, după cum vedeți, Solera X este prezentă aici, este un cadou de la prietenii mei de la Timișoara și le mulțumesc frumos pe această cale. Merge foarte bine la birou. Pe peretele acesta vreau să mai pun câteva imagini, poze cu parcurile noastre care deja sunt în funcțiune. Bineînțeles, cărțile, o parte dintre ele. Aici este pachetelul fetelor. Avem apă de acasă și banane. Chiar mă uitam la Sadhguru zilele trecute. E unul dintre cei pe care îi urmăresc în continuare pe partea de YouTube și zicea Sadhguru că dacă ai banane și nuci, n-ai nevoie de nimic altceva ca să mănânci toată ziua. Pentru că el cam aia mănâncă. Acum, pe cealaltă parte, m-am uitat puțin la burtica lui și pare om cam pe carbo, nu pare cu un regim de proteină, dar dacă el este fericit, este mai important decât modul în care arată. Însă, acela este drumul lui. Drumul meu este că trebuie să și arăt cumva ca și fizic. Așadar, cam acesta este biroul.
Și astăzi am zis că vreau să vorbim despre pregătire, o temă care nu este abordată, cum ne pregătim pentru perioada următoare, cum ne pregătim pentru posibila criză care vine, cum ne pregătim pentru business și pentru cei care vreți să vă începeți o afacere, deoarece în momentul în care cineva vrea să înceapă o afacere se gândește doar la bani, câți bani am nevoie, ce buget am nevoie, ce produs am nevoie, cotă de piață și așa mai departe. Și mă mir în continuare că nu ați citit cartea The Peter Principle, se numește, și se referă la faptul că noi, ca și oameni, suntem limita afacerii noastre. Așadar, degeaba eu vreau ca să îmi pregătesc afacerea din punct de vedere financiar, să am bani în buzunar pentru afacere, degeaba vreau mai departe ca să îmi găsesc cota de piață, să îmi găsesc o nișă pe care să mă axez, pentru că dacă lucrurile vor merge bine, o să fie un mare nenoroc dacă eu nu sunt în stare să duc sumele de bani pe care le fac. Așadar, toate aceste lucruri, din păcate, nu sunt predate nicăieri. La școală nu ne învață cum să ne pregătim pentru business, nu ne învață cum să ne pregătim pentru sănătate și pentru relații. Iar de multe ori, imaginați-vă acei oameni de afaceri care sunt obligați să fie acolo continuu, că dacă ei o zi nu lucrează, toată afacerea se oprește și toți așteaptă ca ei să revină. De aceea, pregătirea pentru a începe un business se referă puțin și la modul în care ne simțim și la modul în care ne creăm obiceiurile, deoarece aceste obiceiuri nesănătoase în 10 ani creează dezastru și dacă cumva ai ajuns la bani și nu te poți bucura de ei, este chiar mai grav decât dacă n-ai fi ajuns, deoarece în momentul în care ești bogat și singur sau ești bogat și bolnav, nu mai poți să dai nimic înapoi, iar lucrurile deja sunt întâmplate. Așadar, hai să vedem cum ne pregătim, cum ne pregătim pentru creșterea noastră, cum ne pregătim pentru a urca pe muntele ascensiunii noastre în partea financiară, iar aici am să vă spun 3 lucruri pe care eu le-aș face dacă aș fi la început de drum și dacă astăzi ar trebui să o iau de la zero, pentru că dacă nu știți, în 2017 am luat-o de la zero, am luat-o de la minus, pentru că am luat și bani împrumut, iar până la urmă, în 2017 am fost în gaură mare. Știu că unii îmi scrieți sau mi-a zis, da mă, dar te-am văzut că aveai I8 și te-am văzut că mergeai la liniuțe. Dragii mei, în primul rând, să nu facem confuzie. Picajul meu a fost foarte rapid, foarte dintr-o dată și a fost în iarna lui 2017, iar în 2018 am început din nou ca să cresc financiar și ca să aplic anumite principii, anumite lucruri, anumite, n-aș spune secrete, pentru că le găsiți și eu le-am găsit la fel cum le căutați și voi pe internet și în vloguri, dar despre care o să discutăm foarte, foarte pe scurt astăzi. Iar primul și cel mai important lucru pe care l-am vorbit și cu alte ocazii, în alt fel de vloguri, dar în cazul în care ești în picaj sau în cazul în care acum urmează să începi o activitate de la zero, primul și cel mai important lucru este ca să îți planifici succesul. Adică să vezi unde vrei să ajungi, cum arată succesul pentru tine, ca să poți să identifici acel lucru atunci când ai ajuns la el. Spre exemplu, noi ceea ce facem acum 90% din timp, pentru că am pus afacerea pe turism și cea pe imobiliare puțin deoparte, cu alte cuvinte se ocupă altcineva de ele, și eu doar mă văd o dată pe săptămână cu acea persoană, este că partea de panouri fotovoltaice, parcuri pe care le construim, eu sunt 90% cu focusul acolo și știu exact ce înseamnă succesul. Iar succesul înseamnă să avem 100 de megawatts noi anul acesta, adică lângă cei 88 să mai facem încă 100. 188 de megawatts instalați și în furnizare este succes pentru mine. Ei bine, e foarte mult, 100 de megawatts într-un an de zile, ca și investiție se ridică undeva la 120 de milioane de euro, iar ca să faci 120 de milioane de euro să-i pui în practică într-un an este destul de mult. Dar acesta ar fi succesul cel mare pentru mine, iar până acolo am alte câteva etape care le pot numi intermediare până la succesul major. Deci primul pas ar fi să-ți planifici succesul, să știi cum arată el, să știi care sunt treptele, care sunt pașii, nu să începi ceva și să te apuci să vinzi. Da? Nu știu, deschizi o ciorma băneasa, că văd de aici de la mine, și zici hai să vindem. Da? Și te apuci și vinzi și vinzi, dar tu nu știi care ți este pragul bun, pragul rău, nu știi unde îți acoperi abia cheltuielile, nu știi unde e motiv de bucurie, nu știi unde te recompensezi și așa mai departe. Iar aici, cu planificarea succesului, vine pasul numărul 2, planificarea timpului. Timpul este de asemenea foarte important, iar prea multe persoane îi dați drumul la un business și lucrați 16, 18, 20 de ore, o lună, două, trei, patru, dați în surmenaj, picați jos
și n-ați mai făcut nicio altă treabă în plus. De aceea este important să nu ne creăm nouă un loc de muncă în care să fim surmerați, pentru că nu veți mai gândi eficient. Și am spus mai departe, trebuie ca să gândim eficient, pentru că este la fel precum ai vrea să tai un copac. Dacă vrei să tai un copac gros și ai un topor, din când în când, trebuie să te oprești, să ți-o ascuți toporul, altfel vei fi ineficient în acelui copac. La fel și cu afacerea ta. Dacă tu îți începi un business și pur și simplu lucrezi continuu și nu iei acele momente de pauză în care să reflectezi, în care să meditezi și în care să te apuci să vezi ce poți să faci mai bine, vei munci ineficient, iar alții noi vor trece pe lângă tine și vor face bani în momentul în care tu poți să ai și experiență și va fi degeaba. De aceea, pasul numărul 1, planifică-ți succesul. Pasul numărul 2, planifică-ți timpul. Iar pasul numărul 3 are legătură tot cu planificarea, dar aici are legătură cu planificarea ta personală. Și aici înseamnă planifică-ți sănătatea și relațiile. Le-am pus la oaltă, deoarece au foarte mare legătură una cu cealaltă și de aceea trebuie ca să te gândești la început de drum cu cine ești. Da? Cu cine ești la început de drum și cu cine vei vrea să fii mai departe. Dacă ești singur, dacă ești cu un partener, o parteneră, foarte multe persoane amână cumva o relație serioasă pentru momentul în care o să aibă bani. Ceea ce este foarte greșit. Pentru momentul în care vei avea bani, dacă ajungi acolo fără a avea o relație serioasă, acolo va fi exagerat de greu să-ți mai faci o relație reală. De aceea, cel mai frumos este la început de drum să fii cu cineva și împreună să clădiți. Sau măcar să clădești tu, iar cealaltă persoană să te susțină. Altfel, dacă nu-ți planifici acest lucru și lași pe seama întâmplării și zici, lasă, o să vedem noi ce o să fie, cum o să fie, ei bine, pe drum o să vezi că oamenii cu care te vei întâlni, dacă vei avea succes financiar, nu vor fi oamenii pe care vrei să iei lângă tine în cazul în care, Doamne feri, vei avea un picaj. De aceea e bine să ne cunoaștem așa cum suntem de jos și să creștem împreună. Iar pe partea de sănătate e foarte legat de partea de relații, pentru că dacă nu o să-ți planifici mesele, când mănânci, ce bagi în acest corp, iar zic că nu vei gândi eficient. Iar pentru că cine se aseamănă se adună, omul care tu vei deveni, obiceiurile care tu o să le ai, vor atrage în viața ta persoane, întâmplări care se vor asemui ție. De aceea, înainte să dai drumul la drum la o afacere, înainte să vezi câți bani îți trebuie și înainte ca să începi să faci angajări, planifică-te pe tine prin a-ți planifica atât succesul, cât și timpul, cât și obiceiurile pe care le ai la sănătate, la relații și, bineînțeles, la relația cu tine. Pentru că este mai importantă decât toate. Așadar, mult succes de aici, de la Brașov, de la birou. Eu și fetele vă salutăm, vă dorim spor la treabă și să fiți un exemplu de atât pentru cei apropiați, cât și pentru cei care vă urmăresc. Succes! Sippin' no vex for the next ain't song. Never tell a fact that I never stay running. Sippin' no vex, damn, no, I got stacks in the lab. Taking bitches straight, money up the cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cause with the loss, never really don't back shit. Got me never really don't chase it. Dream.